Nicule, s-a vorbit foarte mult în ultima perioadă de această apropiere între clubul de fotbal și CSE Dinamo. Te întreb, în momentul de față, cine este antrenor la CSE Dinamo? Că am primit această întrebare și Același Marius Bratu. Se va merge, eu ador asta, se va merge pe un nucleu restrâns de jucători experimentați. 80% vor fi juniori din Academie și, atenție, posibil ca jucătorii împrumutați de la FCR. Jucători, din nou, tineri, bănuiesc. Da, jucătorii tineri, jucătorii 2004-2005. Care nu intră în vederile. Mai ales că se vor da drumul și la transferuri. Adică eu nu mai pun dacă în față, pentru că ar fi... dezastru să nu se... Nici noi nu concepem. În momentul în care se va ridica restricția și Ovidiu Burcă va ști pe ce jucători se va baza, atunci va spune asta și asta nu intră în vederile noastre și vor fi cooptați la noi, probabil, pentru a avea meciul în picioare, pentru a ajuta la obiectivul declarat al echipei, al clubului, al CSE Dinamo, de a accede în play-off. Asta e obiectivul. Bine, și accederea în play-off automat să te duci să te bați, pentru că cred că este cel mai complicat să promovezi din Liga 3 în Liga 2. Din 20 de echipe promovează una singură. E un... treci prin focurile iadului. Da, îi călește pe acești tineri și cred că ar fi experiență interesantă. Normal, noi ne gândim deja punctual la anumiti jucători care ar avea nevoie de meciuri în picioare. Aici a fost de aceeași părere și Andrei Nicolescu, care a spus că de preferat, și a vorbit și cu Ovidiu Burcă, de preferat ca acești tineri, și Ovidiu a recunoscut acest lucru, că o parte din ei mai bine să meargă să joace absolut Liga a doua. Bine, poate unii spun, da, hai că e mai bine să joace în Liga a doua decât în Liga a treia, dar unii cred că e mai bine să fie chiar în Liga a treia. Da, și spun și de ce. La Liga a doua vor fi folosiți punctual. Da. Pentru că niciun club, eu spun asta 100%, niciun club din țara asta nu ia un jucător împrumut ca să ți-l promoveze ție. Îl bagă când are nevoie. A, că îi treci în contract, dar nu cred că acceptă niciun club să-i treci în contract că va avea un număr de meciuri sau că va fi titular. Sau... bine, asta e ilogic. Da. Dar fiind la Dinamo, fiind la CSE Dinamo, venind de la Dinamo 48, venind la CSE Dinamo, e practic aceeași familie, avem interes comun de a crește jucătorii, de a promova jucătorii tineri. Și, până la urmă, ăsta e rolul echipei din Liga 3-a CSE Dinamo, că va fi în Liga 3-a, că va fi în Liga 2-a. Să ai continuitate pentru jucători, pentru jucătorii tineri care termină junioratul și e greu să facă pasul. Așa este. A spus și Ovidiu, este cel mai delicat moment din cariera unui jucător. Jumate se lasă. Da. Jumate se lasă. Eu spun asta procentual. Ba, posibil. Ba, credeam că sunt și mai mulți. Dar oricum, e foarte mare procent. E clar și este cea mai delicată perioadă. Ai ajutat foarte mult, Ioan, ai ajutat jucătorii să facă această trecere. Corect. Este foarte important pentru ei. Este foarte important faptul că echipa CSE-ului devine cumva echipa a doua, dacă vrei, a familiei Dinamo, acolo unde pot crește și pot avea continuitate jucătorii crescuți în Academie. Asta este foarte important, ca ei să facă pasul către fotbalul de seniori, chiar la nivel de Liga a treia, și cu siguranță o parte dintre ei să-și continue activitatea. Pentru că, într-adevăr, mulți renunță și este absolut firesc să se întâmple și acest lucru. Până la urmă, legătura între CSE și FC, da, drumurile se intersectează. Drumurile noastre toate în roșu colorate, știi? Cam cântam noi la un moment dat. Vezi că mulți vor să știe melodia asta, o vor scrisă pe hârtie, înregistrată. Se face. Eu ți-am spus ce mesaje primesc. Deja am ajuns la botezuri și la nunți. Da. Cu melodia asta, în fine. Ok, am ceva în cap și în scurt timp vom pune în practică. Exact. Și Ionuț va dansa pe fundal. Nu, Ionuț va dansa. Al LED l-am redescoperit sâmbătă, să știi. Da.